ștergarul. La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum se întrebau în cuget, cum vom ședea la rugă și cine își va pune ștergarul cel de slugă? Oh, iată-i cum se încruntă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă în fiecare zbor: n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu-mi șade de bine, eu doar să mai pătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii cel care spală? Sunt trist să luptă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu... Și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul, cel coborât din cer, și înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au scurs. Și acum, a câta oară se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră mărioară? Tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, de cazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un job. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi, rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling, sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere, sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori, nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat,
cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână, să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu-mi șade bine, eu doar să mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude același și același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cunună lui și haina iubirii fără seamă, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de ai țărână, Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână. Veniți voi ce împăcate, nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul lui sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați. Pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cununa.